Bună și bine v-am găsit la un nou tutorial My Business. Astăzi vă vom arăta pas cu pas cum puteți realiza o plată internațională în noul internet banking pentru afaceri My Business. Logați-vă în cont. Selectați compania din contul căreia vă propuneți să realizați o plată internațională. Dați click pe butonul Plăți internaționale direct din portofoliu sau selectați opțiunea din compartimentul Creare plată. În ecranul afișat, indicați datele tranzacției, suma, valuta, cont plătitor, unde aveți posibilitatea să selectați orice cont operațional, inclusiv în monedă națională. Iar în cazul în care valuta contului selectat diferă de valuta plății, se va aplica convertirea la cursul băncii, moment despre care veți fi notificat. La document, selectați opțiunea potrivită pentru dumneavoastră. Fie selectați un document din listă deja creată de dumneavoastră, fie aveți posibilitatea să creați un document nou. În cazul în care ați optat pentru un document deja creat, alegeți opțiunea Selectează un document din listă. Dați click pe checkbox-ul documentului creat anterior, ca urmare, datele despre beneficiar se vor precompleta automat. La document adițional, puteți încărca alte documente justificative aferente acestui beneficiar, cum ar fi un acord adițional sau o factură. Pentru opțiunea Creează document nou, urmați aceiași pași ca și în cazul creierii unui document nou cu indicarea datelor specifice documentului confirmativ aferente tranzacției. La beneficiar, selectați una din valori, conform datelor tranzacției, număr cont sau IBAN. După care continuați să completați cu nume companie, adresa, țara, postcode și SWIFT. În cazul în care optați pentru o anumită bancă intermediară, activați butonul Bancă intermediară și completați codul BIC sau SWIFT. Etapa finală în procesul de completare a tranzacției este compartimentul Detaliile plății, unde aveți opțiunea de a marca dacă e vorba de o plată în avans sau nu, prin bifarea câmpului corespunzător. Iar motivul plății se va afișa automat în baza datelor completate mai sus în cartelă. La caseta de tip drop-down, instrucțiuni, comision, selectați una din cele trei opțiuni. De asemenea, aveți și opțiunea Full Pay pentru plățile în dolari americani. Iar la contul pentru achitarea comisionului, selectați contul din care va fi extrasă suma pentru comisionul asociat tranzacției. Verificați cu atenție toate informațiile completate și dați click pe butonul Semnează sau Salvează, în cazul în care vă doriți să reveniți mai târziu cu completări și corectări. Felicitări! Plata internațională a fost creată cu succes! Acum puteți efectua alte operațiuni în noul internet banking pentru afaceri My Business. Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul 1314.